Bună dimineața, bună dimineața! După toate locurile enumerate, te-ar mai surprinde o invitație pe undeva pe glob? Da, cu siguranță. Ce-ar mai fi? Polul Sud? Polul Sud, nu am cântat sub apă până acum. Așa e, da, uite. Mai sunt, mai sunt locuri. Deci, mă uitam la vioară, se zice, e adevărat că e unul dintre cele mai vechi instrumente din lume. Ar fi apărut acum vreo 5.000 de ani, 5.000 de ani înaintea lui Hristos, primul strămoș, prima formă de instrument. Da, este un instrument foarte, foarte vechi, da, derivat din cele din care au strămoși. Apărut la început. Ca da. Și noi oamenii. Cum ne alegem o vioară? Care sunt criteriile? Vioara mai este o vioară electrică, după cum vezi, arată diferit față de viorile acustice, cele care au o cutie de rezonanță. Și pot să spun despre viorile acustice că sunt foarte bune cele vechi. Cu cât este lemnul mai vechi, cu atât o vioară sună mai bine. Deci, practic, un bun comerciant de viori, practic, le produce anul ăsta, dar ar fi indicat și să le vinde vândă peste 100 de ani. 100 de ani e destul de greu. Da. Ai avut o toamnă plină de evenimente, peste 20 de evenimente. Ce urmează de acum încolo? Cum e programul tău? Programul este foarte încărcat. Compensăm toată perioada de pandemie. Filme, seriale. Exact, și de stat pe canapea. Am avut într-adevăr un septembrie foarte, foarte plin, mai mult de 20 de evenimente în luna septembrie. În seara asta am un eveniment foarte mare și foarte frumos cu 400 de persoane. O să susțin un show alături de dansatorii mei cu care am conceput un nou proiect. Sunt alături de mine trei cupluri de dans și facem un moment foarte frumos de Follow Me. Deci scopul nostru este să scoatem toată lumea la dans. Apropo de Follow Me, Instagramul tău follow este Alexandra Vaelin pe Instagram, pe Facebook. Postez cât de des pot, din păcate o fac destul de rar. Alexandra, îți mulțumim frumos pentru prezență. Noi luăm o scurtă pauză și revenim. Vă pup.